Salutare Pariu, sunt Sabin și vă invit la un nou episod din Faci Pariu. Încă o săptămână dedicată cupelor europene. Avem sfertul de optim de finală în Champions League, Europa League și Conference League. Aflăm echipele care vor face pasul către sferturile de finală. Pariem din profit pentru că în emisiunile de vineri, sâmbătă și duminică, în emisiunile Faci Pariu din aceste zile, au fost o mulțime de ponturi câștigătoare. Duminica am ieșit și bilețelul propus. A fost foarte, foarte bine pentru cei care m-au urmărit. Pariez din profit și plasez pronosticurile pentru marți, miercuri și joi la lac.com, sponsorul emisiunii noastre, un partener de încredere, o casă de pariuri cu o ofertă care deja se bate parte în parte cu cea a marilor agenții din România, ocazi de fariuri cu cote mari, cu retrage rapide și mai ales cu promoții mișto. Și aici avem freebet-ul de 500 de lei pe care îl puteți accesa la prima depunere. Este un freebet de 100% al sumei depuse, adică dacă depuneți 100 de lei în contul pe care acum vi-l deschideți, mai primiți din partea lac.com încă 100 de lei freebet. Dacă depuneți 200, primiți 200. Dacă depuneți 300, 300 și tot așa până la 500 tot la lac.com avem singurul bonus de bun venit pe bune din România. Este un bonus de 3.000 de lei, condiții de rulaj ori 1. Sunt multe case de pariuri în România, toate au bonusuri foarte mișto, dar ăsta se, diferențiază de celelalte bonusuri propuse pentru că are condiții de rulaj ori 1. Doar o singură dată rulați banii și îi retrageți în contul vostru. Trecem la pontul și le plasăm, cum v-am spus, la lac. Eu zic că parcă ar fi timp să vă faceți un cont la lac pentru că promoțiile sunt foarte faine. Și astăzi pariem pe meciurile din Liga Campionilor. Se joacă Porto vs. Inter și Manchester City vs. Leipzig. Eu o văd pe Inter reușind să marcheze pe Dragau. Nu știu dacă îi va fi suficient să obțină și calificarea, deși a câștigat și manșaturi, dar 1-2 goluri marcate de Inter pot fi luate în calcul. Pentru meciul de la Manchester, mizez pe gazde, va reveni și Mahrez în, lotul lui, în echipa lui Guardiola în primul 11. Mahrez care a fost odihnit în meciul cu Crystal Palace din weekend. Mahrez care a reușit să marcheze în manșaturi una peste alta. Oricum am luat-o, Manchester City este marea favorită a partidei. Miercuri avem în Liga Campionilor două meciuri interesante, dar, dar cam fără, nu prea mai au miză în acest moment, pentru că Real am învins-o în tur pe Enfield, pe Liverpool, cu scorul de 5 la 2, iar Napoli am învins-o pe Eintracht la Frankfurt cu scorul de 2 la 0. Totuși, mă aștept ca pentru meciul de pe Santiago Bernabeu, mă aștept la ceva goluri, Liverpool nu va renunța așa ușor la calificare, va dori măcar să-și revanșa după acel rezultat dezastros, o să o recunoaștem. Cam aceeași logică o are și Eintracht pe terenul lui Napoli, sunt nemți până la urmă, ăștia nu renunță la luptă cu una, cu două, renunță abia după ce se fluieră se, finalul, finalul partidei. Oricum, tot Napoli trebuie considerată favorită. Trecem și la ziua de joi, iar dacă marți și miercuri v-am propus pe lângă aceste ponturi din Liga Campionilor și alte variante de parere pe care le vedeți în finalul emisiunii, sunt ponturi din Championship, sunt ponturi din Liga a doua germană, Liga a treia germană și așa mai departe, joi ne axăm doar pe meciurile din Europa și Conference League, mizez pe Juventus în deplasarea la Freiburg, am mai discutat noi despre Juventus aici la, la emisiune, ei vor să câștige Europa Liga. Asta este marele obiectiv în acest moment, pentru că din campionat le va fi greu să acceseze un loc de cupă Europeană. Pariez de asemenea pe golurile Romei la Sociedad Ok, Roma a câștigat cu 2-0 în tur, are ce să apere trupa lui Murinio, dar am văzut-o, nu prea are o defensivă foarte sigură. Am văzut-o cu Sassuolo în weekend și cred că Mourinho le va cere elevilor săi să forțeze și pentru marcarea cel puțin unui gol. O altă favorită a zilei sau una dintre favoritele zilei este și. Feyenoord, care primește vizita lui Shakhtar. A fost 1-1 în tur, însă la Rotterdam pentru Feyenoord te teoretic ar trebui să fie o sarcină ceva mai simplă. Și dacă tot vorbim de favorite în Conference League, le avem pe West Ham, Nice, Villarreal și Fiorentina, patru formații care logic și absolut normal ar trebui să treacă fără emoții mai departe. Din cele patru, doar Villarreal nu a reușit să câștige Manchester. A fost 1-1 în deplasarea cu, cu Anderlecht. Acasă, submarinul galben ar trebui să-și ajude ce mai lejer victorie. ajung și la biletul emisiunii, vă, mizați, vă triplați miza cu biletul propus, mizez pe Manchester City să o bată pe Leipzig, pe acel 1, -1 și peste 1,5 goluri din meciul lui Napoli și mizești pe interval de 2-4 goluri în partida ferenc varoș bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen o altă trupă interesată acum în mod deosebit de Europa League pentru că în campionat nu prea mai are la ce să tragă. ăsta a fost episodul Faci Pariu de astăzi. Vă invit să dați un like și un share dacă v-a plăcut emisiunea, un subscribe canalului nostru de YouTube, ăsta este foarte important pentru noi și aș spune și pentru voi, pentru că aici pe canalul nostru de YouTube difuzăm în fiecare zi ponturi și bilete gândite de redacția pariuri1x2.ro De asemenea, marți, joi și vineri aici se difuzează emisiunea Pariuri Live 1x2 singura emisiune din România care vă pune la dispoziție pariuri gratuite de 50 de lei fără număr. Trebuie doar să intrați în direct cu noi, să ne spuneți pe ce vreți să pareați și noi punem din banii noștri 50 de lei. Asta este o afacere foarte bună, aș spune eu. -o. o afacere foarte bună este și Super 12, singurul predictor gratuit din România care pune la bătaie 10.000 de lei cash în fiecare săptămână. Instalați aplicația din Google Play sau din App Store și face cele 12 predicții. Dar dacă sunteți inspirați evident ne-ați luat banii, 10.000 de lei cash în fiecare săptămână. Atât pentru astăzi, ne vor revedea în final de săptămână, până atunci nu ezitați să vă deschideți un cont la LAC, 500 de lei freebet sau 3.000 de lei cash condiți de rulaj 1, ambele bonusuri sunt la fel de faine. Până la emisiunea dinspre finalul săptămânii, spor la bani și baftă la pariuri!